O cafea bună aveți? Lapte? Cu lapte. Cât costă? 7 lei. Deci culesul la salchion. Cam așa. Adică cam slăbuți. Ia uitați-vă la culegătoare. M-am uitat la din oră în oră. Bineînțeles, după la ora 11 a început 400 de grame într-o oră de-abia să bage. Adică de la ora 11 până la ora 12, 400 de grame. Măcar să meargă așa până la ora 5-6. Să bage, nu știu, 2 kg și ceva astăzi. Măcar să fie așa. Și acum suntem la pauză de o cafeluță. Bă, cât de bine să ai cântar. Cât de bine să ai cântar cu SMS. Am 3 bucăți. Pe camion 2 plus celălalt care vreau să mă duc să-l iau astăzi și să-l duc la următoarea pădure. Cam asta e. Vă mai spun ceva, am mai dus unul și de la mecanic, în altă parte. Păi nu ai ce să faci, mă, ca să duci unde e bine. În 3 păduri aleg și eu care e mai bun. Este cumva? Cam asta e apicultura anului 2023. Mergem cu cântarele ca să vedem unde merge mai bine. La rapiță a mers foarte bine pentru mine, nu știu la alții cum le-a mers. În final am scos o medie de 25 de kg. 25 de kg pe stup. Aproximativ o tonă. În 3-6 de familii, eu zic că e foarte bine. Eu vreau miere și nuci, o cubă. Ia, stați așa să vă arăt și cântarul. Imediat. Ia să vedem cântarul. 1,100 kg toată ziua. Doar 1,100 kg, atât. Și pe cules am 700 de grame pe plus. Minune mare. Deci în 3 zile cam atât. Nasoală rău treaba. Nasoală rău. Să stau de 3 zile la salchium să am 700 de grame pe plus în 3 zile. Asta e.